Milioane de persoane ascultă zilnic muzică în căști, puține să știu că ele pot fi dăunătoare pentru auz. Cum să fie dăunătoare? Păi îmi plac, sunt atât de moderne, atât de ergonomice. Păi specialiștii spun că oricare tip de căști, fie ele mari, mici sau din cele mai moderne, ne pot afecta totuși auzul. În ce mod și cum am putea să ne păstrăm auzul și sănătatea? Să vedem în cele ce urmează. Muzica mai tare! Din căști ce depășește pragul de confort de 85 de decibeli este un adevărat pericol pentru auz. Cei mai vulnerabili la zgomot sunt copiii, adolescenții și persoanele vârstnice care au probleme vasculare. Expunerea la un zgomot de durată poate să aducă la niște schimbări irreversibile în urechea internă, în nervul auditiv. Pe piață se găsesc în vânzare o diversitate mare de căști, iar atunci când le alegem, este bine să optăm pentru un model comod și calitativ. Cei care doresc să asculte sunete de calitate, să aibă, de respectiv, aleg și branduri bune de căști scumpe, care costă de la 300-500 de lei în sus. Tineretul, copiii de multe ori cumpără pe stradă, cei care ascultă pe stradă, cumpără din varianta căști care se băună în ureche, fiindcă ele mai ușor se folosesc, ușor se scot, ușor se pun, nu ocupă volum, nu sunt voluminoase. Deși sunt comode, căștile mici care se introduc în urechi pot fi și mai periculoase. Ele nu prea sunt recomandate, deoarece izolează mai slab urechea, respectiv persoana care o folosește este nevoit să dea sunetul mai tare, ceea ce influențează negativ asupra auzului. Nici de cum o cască nu poate să ajungă până la timpan, dar ceea ce poate să provoace utilizarea de durată, poate să aducă la o lizare a pielii din conductul auditiv extern, bine, poate să fie o sursă pentru otitele externe. O inovație pe piață sunt căștile cu conducție prin os. Acestea transmit vibrația la ureche prin oasele craniului și sunt de diferite forme, cerc, ochelari sau inele. Însă și ele ne pot afecta auzul dacă nu sunt folosite corect. Utilizând căștile, noi expunem urechea internă la expunere zgomotoasă directă. Dacă utilizează căștile cu intensități mari, dacă simțim un disconfort sau un țiuit în urechi mai mult timp, trebuie să ne adresăm neapărat medicului orelist sau audiologului. Totodată, specialiștii recomandă să nu ascultăm muzică la volum mare, iar dacă folosim căștile mai mult de o oră, trebuie să facem o pauză și să stăm în liniște.